Bună ziua, și mi-ați venit la platformă cu probleme de management pe la Gementi și Orgheva. Așa, cum să spunem noi? Subiectele de valoare națională. Chestiuni care sunt încă neclare, nu? Că din tot ce lucrați voi de la asta, neclarități. Neclarități, da. Deci, chestiuni, hai să spunem, neclarități. Din peste lucrate, da? Peste lucrate. Da? Neclarități din peste lucrate individuale. Da. Cum se apropie momentul final? Important este nu să luăm acum un test de celălalt care să facem o împărțire, să facem o mulțire, nu știu ce. De regresul nu este foarte ușor. Ci chestiunile pe care voi le-ați dar întâlnit. Dar sunt de obicei se greșește cel mai des. Se greșește, da? E drept, dar asta este răspunderea ta. Exact. Nu mai spune o mulțire și o împărțire a grosului ca vorbe, a operațiilor și așa mai departe. Nu e o chestiune care să mă pot eu interveni acum. Intervin acolo unde sunt lucrurile neclare din punct de vedere tehnic, așa să spunem, științific. Mergem mai departe. Deci aici văd că ați pornit voi la treabă cu niște lucruri. Erau două pătrate care determinau un diedru cu mărimea de 60 de grade. Trebuia precizat un plan corespunzător diedrului format. Stop. Deci cele două plane sunt sub un diedru de 60 de grade. Deci ele trebuie să le vedem așa, cele două plane. Se intersectează, au dreapta comună. Pătrate le vedem noi acolo, dar pot să fie doar pătratele sunt reprezentante ale planelor respective, sau părți, porțiuni din planele respective. Așa că dacă am luat eu foaia asta și de plane am văzut niște, să spunem, porțiuni din planele respective de triunghiuri sau pătrate, e tot o poveste clară, nu? Deci cele două plane s-au intersectat. După dreapta comună, aici, AP, v-ați făcut figura. Și problema este să reprezentăm unghiul diedru, nu? Practic, planul, un plan perpendicular pe, perpendicular pe dreapta comună. Așadar, ce fac? Iau un punct pe dreapta comună undeva și duc perpendicular așa și perpendicular așa. Și atunci unghiul plan, unghiul dietru plan, este unghiul pe care îl descrie, nu, îl reprezintă cele două semidrepte de pe dreapta comună. Și aici am văzut că ați dus așa, ați luat punctul ăsta comun, punctul de dreapta comună, și ați dus o perpendiculară aici și o perpendiculară acolo și atunci unghiul plan dietru este unghiul format de cele două drepte perpendiculare. Și apoi ATI 10 cm, adică latura pătratului, trebuia calcula CM și DM. CM și DM? Da, pentru că unghiul diedru de aici este același cu unghiul diedru din partea cealaltă, sunt două pătrate acolo. Ori tu te-ai oprit aici, puteai să spui că este chiar unghiul de acolo. Păi am și spus. Ai spus, da. Bine. Și acum, aflat de ce e, înseamnă că suntem în triunghiul ăsta isoscel. Care e echilateral. Care, de fapt, este echilateral, pentru că are unul de 60 de grade. Și atunci, cât toate latura și ce e, este cât ce vești de pe mâini. Am și eu. Da? Asta am fost. Avem cartea mai
Avem un ABC echilateral. Și B, un bisectorul planului ABC, dar nu astea. Și V, 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 V nu aparține planului ABC. Egal depărtat de punctele A, B și C. Este egal depărtat de punctele A, B și C. Bun. Cunoaștem. Ce, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Triunghiulare. Da. Exact. Adică eu traduc chestia asta că VA egal cu VB și egal cu VC. Unghiile piramidei sunt egale și asta obligă piramida să fie o piramidă triunghiulară regulată. Cunoaștem. VA egal cu 12 cm. V și egal cu 12 cm. Bun. Distanța de la V la planul ABC, 6. Deci, VO, mai să zicem. Distanța de la V la planul ABC. Adică ce este asta? Înălțimea de la mine. Deci, VO egal cu 6 cm. 6 cm. În concluzie, arătați. Că AB egal cu AB. Deci, amic. AB egal cu cine? B. Demonstrați că VV e perpendiculară pe AC. VV. VV. Perpendiculară pe AC. AC. Demonstrați, determinați distanța de la punctul O la planul VVC, unde O este centrul triunghiului ABC. Da. Și D. Determinați tangența unghiului dintre planele VAV și VAM, unde punctul M este în mijlocul axului BC. M este în mijlocul BC. M aparține BC, așa încât B, M egal cu M, C. Da? Da, atent. Asta e tot. O să desenăm repede o piramidă triunghiulară regulată. Deci, A, B, C, dintr-o triunghi lateral, intersecția medianelor indică pe o mediatoară, bisectoară, parte cu scurul cum. Da, asta este V, O. Și acum, sigur, V, A, V, C și V, D sunt foarte egale. Unghiile acestea. Da? De perspăcie, iar VO este de 6 cm, se cere AB. Cine VB și AD. Deci VA, VB, VC. Dar vorbim ce VA obținem acolo un triunghi dreptunghic. B? B cu AC. B cu A cu O, da? Da. O să obținem un triunghi dreptunghic, facem teorema lui Pitagora, facem pe AO. Și dacă știm pe AO? Dacă știm pe AO, știm pe dată AM. AM, așa da. Da. AM. O știm pe AM. Și dacă știm pe AM, cum aflăm pe AB sau pe BC? Știm. Să vedem. Păi... Da. Deci o știi pe AM, nu? Păi AM... Adică înălțimea cu un triunghi echilateral. La triunghiul și miez. Da? Deci știm pe AM, care este înălțimea cu un triunghi echilateral. Deci AM, AM știu că este el radical de 3 pe 2 ani și cu pe AM au mai aflat-o. Deci nu se face repede, da? Hai să pornim la treabă. Deci în triunghiul. În triunghiul VOA. Avem VOA egal cu 12. VA egal cu 12. VO egal cu 6. Egal cu 6. Și atunci AO. AO egal cu radical din 144. Din mai repede, mai 36. Plus 36 și egal cu radical din
de 108. 100? 80. 80. 180. 180. Și atunci, radicalul 110, cât va fi mare? 2,5. Deci 2,5, 2,9. 244,36. 6 de la cateter. Păi cât? A, O trebuie aflat. Și atunci asta e cateter. Nu? Și cu ce este egal A, O, cateta? Cu ipotenuza, minus. Și 108, așa cum zicea el, vedeți, că nu degeaba mă ducea 108. Eu știa mecanică. 108 atunci. 108. Da, 108. Și asta înseamnă 6 radical din 3. 6 radical din 3 este A, O. Și dacă au e 6 radical din 3, atunci am cât este? Am egal cu A, O. Păi, au cât trebuie zite din amă? 2-3. Hai să zicem și noi. Au, uite așa zicem, au, egal cu 2-3. 2-3, din 5, din amă. Ne scoatem pe amă. Care va fi egal cu 3 pe 2. Din amă. 3 ori au pe 2. 3 au pe 2. Egal cu 3 pe 2. A, O pe care am găsit-o mai sus. 6 radical din 3. Nu trebuie să te blochezi la lucruri învățate. 6 3 și face către final. 9 radical din 3 este A, M. Și dacă știm pe A, M, cum? Cum? Păi A, M, cum e? E L radical din 3 pe 2. Este scris. A, M e egal cu L radical din 3 pe 2. Și zicem și locuri și noi. Nu am văzut. 9 radicali 3. 9 radicali 3. Dacă L radicali 3 cu 2. Deci venim 8. 8 radicali 3. 18 egal cu L. L egal cu 18 și termina problema. Cine e L? A, B. L egal cu 18 și egal cu A, B. Ca să fie corect, cum am avut la punctul A, găsim pe A, B. Deci A, B egal cu 18. Să arătăm că V, B, e perpendicular pe AC. V, B, e perpendicular pe AC. Tot aici? Și am cineva, nu? Dar un pic să vedem cum pătrundeți în problemă, dacă aveți... Miruna, văd că încearcă, sper o Miruna. Da, triunghiul V, B, V, B, A. V, B, A. Mână în linie mijlocie. În triunghiul V, B, A. A. Ducem noi, mână în linie mijlocie. Da, nu este de zonă. Nu este de zonă. Orice, la parte mă. R, N. R, N. Linie mijlocie. Linia mijlocia. În triunghiul V, A, B, există. Da. Așa ducem pe aici. Deci, pe noi am propunut să ducem linia mijlocie între V, A, B, să spune E, F, ca să... Da? E, F, linia mijlocie. În triunghiul A, B, C, ducem și acolo linia mijlocie. În triunghiul A, B, C, ducem și linia mijlocie, deci din E, F. E, F, G. Și un... ăla e... Trebuie să demonstrăm că F e primar pe FG. E F pe? Pe FG. F, G. Trebuie să zicem V, B, pe A, C. Da, la autorul ăsta așa de V, B. Dar eu nu vreau să fac așa. Eu vreau din V, B să fie paralel cu F. V, B, U. F. E, F. Așa vrei. Da. Deci, bine. Practic, tu ai propus să ducem o paralelă da, care să fie și din mijlocie. Așa, da? Da. Deci, E, F, așa e da. Da? E F paralelă la V, și
de ultima cu cât este AC paralel cu altă treaptă, AC paralel cu orice. Cu FG, cu E, D, cu ce? FR. Ducem din F. Din F, atunci FM ar fi paralel. Da, da, FM. FM, că e mijloc, mijloc, deci FM. Și un E, F să fie perpendicular pe FM. E F pe? FM, adică trebuie să nu să fie treptunghiul. Ne-am gândit lucru, e F cât e, e jumătate din VG. Deci hai să vedem ce urmări știa să putem descoperi. În final, ăsta e obiectivul. F, B și A, F nu se desenea niciodată. Deci F, B, V, B și cu A, C nu se desenea niciodată. Trebuie să faci altceva, trebuie să faci alte fici, o chestie. Și atunci duce o paralelă la V, B și o paralelă la A, la A, C și le surprinde cele două intersecte, duce în punctul F, practic. Și a arăta că V, B e perpendicular pe AC, e de parcă aș arăta că e F, M, unghiul de aici este 90 de grade. Este un raționament corect pe care și-l formulează. Și cum îmi întreb? Păi hai, F putem să-l aflăm. F îl putem afla că e din microcentriu, V, A, V. Nu tot la fel. E 6, că V, deci, V, știu. V, V este de 12, F este de 6. Și? Deci e F, linie mijlocie, în triunghiul, V, A, B. V, A, B. Și atunci rezultă că F egal cu o dorime din VB și egal cu 1 pe 2 din 12 și egal deci cu 6, da? Cu 6 cm. FM, FM, linie mijlocie în triunghiul. ABC. ABC. Și atunci rezultă că FM este egal cu o doime AC din cine? Din AC. Din AC. Și egal cu o doime din AC cât e din mare AC? 6. Deci este 3, nu? Din oameni. AC egal cu AB și 9. Am aflat-o mai bine? Da. Deci 18? 9. 9 cm. Acum e mai rămâne. E mână. Ca să provezi Pitagora, da? În triunghiul e o mână. În triunghiul e o mă. E o mă. Da, asta e secundă, că nu suntem în plan. Că eu este pe unghi, ouul este, este mai încoace. Deci, n-am triunghiul E, O, M, în ce plan să mă duc ca să, să apară triunghiul ăsta? Păi totul trebuie complet, îi formează plan și eu cu O, M se întâlnesc. Deci, două drepte concurente formează un plan și e vorba de E, O, cu O, M, zice. E, O, cu om, nu minunat. Trebuie să te duci în planul V, A, M. Deci în planul V, A, M. V, A, M. Sunt două drepte concurente aici, nu? În A. Și atunci în planul V, A, M, eu e pe V, A, M este pe A, M. Râul este pe A, M, și atunci nu o să vorbești de E, M. Da? Deci în ce triunghi te duci? În triunghiul? V, A, M, am spus, da? Să luăm de parte? Da, da. Deci luăm triunghiul V, A, M, care arată așa, da? V, noi
Deci între unii V, A, M, avem pe V, A, știut, cât este V, A? 12. 12. A, M. 9 radicale 3. A, M este 9 radicale 3. Calculata. 9 radicale 3. Mijlocul, eu și numim pe F-ul cu mâna. Că noi pe E mână trebuie să-l aflăm. Deci am luat triunghiul V, A, M de o parte. Eu este mijlocul V, A. A, și este A. Deci eu pun eu F, A, pe M, A, pe F, 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 dacă triunghiul ar fi dreptunghi pe aici. Păi e că din E ducem perpendicular pe A, M. Din E ducem perpendicular pe A, M. Pe A, M. Uitați, într-un la scolul. Pe la scos aici, da. Și din el duceți pe A, M. Și aici, zicem, nu? Da. Și zicem un punct G. Nu, G am notat. N-am notat, că îi spuneai să ștept. Așa. G. Și ce voi să-mi spui tu aici? Cum aflăm pe, pe A, G, A, M, știu. Că E, M, știu că este de 6. Da. Și pe mine îmi trebuie E, M. Păi, triunghiul M, E, A, e dreptunghi. M, E, A. M, E, A, este dreptunghi. Ce motiv are? Că în triunghiul... Sigur, dreptunghi. Oh, trebuie să avem argumente serioase, nu așa. Într-un unghiul A, M, V, este unghiul V, M, A, e din 90? Da. Da? Unghiul V, M, A, e din 90. V, M, A, A, e din 90. V, M, A. V, M, A. Da. Nu-i dreptunghic aici, V, M, A. Păi V, M, A, pe B, C. V, M, A, pe B, C, da. Am pe B, C. Da. Și V, M, A, nu-i... Păi nu-i. Unghi... Mă rog, sunt două perpendiculare pe dreapta comună. Este unghiul pietru, dacă vrei, acolo. Exact. A planelor V, V, V și a BC. Mai avem V, O, pe planeta. Tu tragi foarte tare pe ideea de a scoate aici triunghiul ăsta dreptunghi. Unghiul ăsta drept, nu? Pentru că ai pe F, mă pare de cu AC, ai pe E, F, pare de cu. Însă planul E, F, M, E, F, M, este altul decât V, A, M. Păi da, E, F, M, e altul, da? Noi facem ăla ca să lăpăm pe E, M. Deci trebuie E, M din triunghiul V, A, M. Da, E, M nu-i mereu aceeași valoare. E, M este aceeași, fiindcă e într-un plan, fiindcă cealaltă, da? E, M este aceeași, dar cum îl aflăm pe E, M ăsta în triunghiul V, A, M? Că nu am prea multe elemente. Dacă nu mi iese în V, A, M, să încercăm altceva. Bun. Deci, ne întoarcem în problemă. Și să vedem altă variantă, că aici se pare că ne-am blocat. Că E, M, nu îl putem afla. Deci nu văd cum ăla fi de E, M. Că tu te vrei metri, trebuie să verifici pe tabla acolo, nu? Da. Metri, asta este. Să vedem alt raționament. Sau F, E să fie, nu, F, E cât F, M, nu? F, E, cât? F, M, nu, că știm, e 6 și 9. Păi nu. Să facem aia pe două căi, să ne gândim cam cum ar trebui să regata o bucată a 2 pe 2. Numărul ăla trebuie să știm deja cât trebuie. Sigur că da.
Deci dacă unghiul e treptunghic, atunci vezi alea pe două trei, dar aici nu mai e tot. Iată cum AC
E perpendiculară pe BS, pe duse de noi. AC, e perpendiculară și pe VO, că VO era înălțimea. Adică eu ce fac ca să mă înțelegeți și mai bine? Eu am pe VO așa. Da, VO, ca e perpendiculară pe planul de bază. Și închipuiți-vă că asta este AC. Da? Și atunci eu pot duce prin VO pot duce o infinitate de plane. Toate planele care le duc prin VO vor fi perpendiculare pe planul de bază. Dar din multitudinea planelor acestora, el iau pe acel plan care să fie perpendicular pe AC. Da? Ca să fie perpendicular pe AC și să treacă prin V. Pentru că după ies. Și atunci, iată că AC va fi perpendicular și pe VO. Pentru că invers VO e perpendicular pe AC, pe BC, pe tare dreaptă de plan. AC e perpendicular și pe SB. Că-i duse din bine. Iată pe AC, perpendiculare pe planul V, O, B. Sau V, S, B. E unul și același. Și înseamnă că AC e perpendiculare și pe V. Fiind perpendiculare pe planul V, B, S, e perpendiculare pe toate trebuie din plan. Așa cum VO e perpendiculare pe planul ABC și atunci VO e perpendiculare pe AB, pe BC, pe AC, pe toate drepturile de plan, tot atât de bine și AC invers e perpendiculare pe planul VBS, deci AC e perpendiculare și pe VB care e de dreapte din planul VBS. Da? Dacă nu mai insist încă o dată. Ca să fie teorema directă, era perpendicularitatea pe plan, nu? V, O, perpendiculare pe un plan. Da, noi avem V, O, prima pe AC, B, S, prima pe AC, deci V, S, B, prima pe AC, deci V, prima pe AC, nicio teoremă, nu? Da. Poate putem să facem și loc de teorema cea de perpendiculare, că uite cum o facem, facem așa. V, O, e perpendiculară pe planul ABC. Din piciorul perpendicular, OS, e perpendicular pe AC. OS, da? Da. Atunci, VS, e perpendicular pe AC. VS, e perpendicular pe AC. Adică AC e perpendicular pe planul VS, O și B, cum în cazul nostru, da? Deci AC e perpendicular, când am scos-o cu AC, e perpendicular pe planul VS, O, B, înseamnă că AC de fapt pe toate drepturile din plan. Deci poți să-ți faci loc și cu teorema cea de pe perpendiculare. Cele două paralele, linii mijlocile, se prinde coplanare. De ce faci asta? Prinde pe cele două coplanare ca să verifici Pitagora. Însă nu te duci foarte bine, că triunghiul apare un pic așa. Nu? Adică acea vâmă care vrei tu aflată, nu vâmă, era... E mâna aceea, nu ți este la îndemână.
Te duci în triunghiul A, VA, M, și acolo suntem blocați în triunghiul VA, M, știu că e VA, știu că e A, M, știu că e de la mijloc și nu mai pot găsi. Am și o întrebare, domnul profesor. VS, da. Este înălțime, este perpendiculară pe acest. V, deodată. VO. VS. VS este înălțime pe acest, sigur. Isoscel. Și VS e perpendiculară pe acest. Deodată. Corect. VS o ducem pe perpendiculară pe AC, atunci înseamnă că AC e perpendiculară pe planul VS, V, deodată. Corect. Corect. Ca să nu mai plungim exact. Exact. Și în teorema celor trei perpendiculare și cu tot. Deci mergem și spunem că triunghiul VAC este isoscel. Și atunci VS este înălțime de toate. Și atunci VS e perpendiculară pe AC. BS e perpendiculară. O ducem, dar e clar că triunghiul de jos echilateral și VS este perpendiculară pe AC. Și iată-o pe AC perpendiculară pe două drepte concurente. Pe VS și pe SB. Și atunci e pe tot planul. Și atunci AC e perpendiculară pe tot planul. Și pe tot planul pe toate dreptele din plan. Și pe VB. Și pe VB și s-a realizat. Da, foarte rapid. Să zicem că voi ne-am cucit, nu mai ajută. Da. Și dacă vă... Ce așa mai ușor, ca să facem mai ușor la copii. Vreau să vedem și care ați înțeles, o să o dicteze aia. Să vă dicteze, nu? Da. Deci, triunghiul VAC să șer. Sigur, merge mult mai rapid. Deci, triunghiul VAC isoscel. VS perpendicular VAC. Și atunci VS rezultă de aici, că VS... E înălțime. Perpendicular pe VAC. Ce? Vedesubt. Triunghiul ABC. Triunghiul ABC e echilateral. Echilateral. Deci rezultă de aici că și VS perpendicular VAC. Perpendicular VAC. Din cele două, rezultă că AC e perpendiculară pe BS. Perpendiculară pe planul VSB. VSB. S. B. Și atunci, e perpendiculară pe toate de. Să zicem că VB e inclus în planul ăla, domn profesor. VB. Să subînțelegem că facem omul ăla VS de prezentare. Dar așa le-ați învățat. Așa. VB inclus în planul VSB. Deci din cele două, adică dacă n-ar fi vizibil asta și aș fi avut eu un alt motiv să spun că e o altă dreaptă, atunci trebuie să o precizez. Dar așa că de vorba de VSB, trei litere care indică ceilalte dreapte. Așa. Deci, dar am făcut-o pentru ca să punctăm ce. Dacă o dreaptă pe un plan, e pe toate dreptele din plan. Și dacă aceea nu e determinată, nu văd aici, dacă ai fost patru litere, zice planul, dar din patru litere. Două din ele, de așa se vede, orice altă, alte două folosite litere, indică dreapta de acolo. Dar dacă nu este vizibil din felul care prezint planul, atunci trebuie să spun, dreapta e pus în plan. Da, corect. Acei, ace, perpendicular pe VB. Pe VB și pe VB. La terminatul VB, punctul C. Ăsta îmi place, ce e cel mai tare. CU. Spune ce ne zici la ce? Distanța de la O la planul VBC. Păi, de ce pe VM, ce pe VM, mai de ce cu o perpendiculară din nou. Deci distanța de la O la planul VBC. Cum ai zis, Alin? Deci nu e pe V cu M. Pe V cu M. Și din nou, deci e perpendiculară pe VM. Și sigur asta e? Da. Distanța? Păi teorema celor, deci proca a doua. Nu, teorema a doua. Din nou, deci pe V cu M sunt astea perpendiculară. Am înțeles, deci O. Din nou, perpendiculară. Dar fiindcă ăsta V, O, M, ce fel de triunghi este? De triunghi. Așa. Și duc înălțimea, da? Da. Hai să duc înălțimea. Tip de nou. Să zic așa. Da? Și asta ar fi înălțime, da? Și zicem aici punctul O, P.
Tu zici că OT este înălțimea. Este distanța. Distanța de la O la planul VBC. Dar trebuie să fii foarte să argumentezi bine. Yes. Păi, VO perpendicular pe tot planul. Deci, rezolvi că VO perpendicular pe BC, OM perpendicular pe BC, teorema celor trei perpendiculare, rezultă că VOM perpendicular pe BC, da, VOM perpendicular pe BC la VEA. VOM perpendicular pe BC și de alte motive, da. Spui tu. Și din faptul că trebuie că BC ar fi social. Și atunci ai ce? Că BC e perpendicular pe care plan? Pe VOM. Pe planul VOM. Sau VAM. Sau tu mai spunea? VOM. Sau VAM. VOM e interesant. VOM e bără, exact. Așa. Bun. Și dacă BC e perpendicular pe VOM. BC e perpendicular pe orice dreaptă din plan. Adică și pe VOM. Și pe OT. OT. Da? Și pe OT. Și acum, distanța de la O la, la planul VBC e tocmai înălțimea în triunghiul care e VOM. Că ai construit planul perpendicular, da? Deci ai zis bine. Da. Bravo, Adi. Deci au prins bine aici. Da? Vezi că felicită. Dacă ești atent, puteți bine. Deci încep să mă dirijez, să se redactez. Zici indirect că vom îi... Exact ca atunci când te află la lucrare. Exact. Tu trebuie să zic, profesorul e perfect să înțeleagă ea. Deci VO perpendicular pe planul ABC. VO perpendicular pe planul ABC. OM perpendicular pe planul perpendicular pe BC. De unde? Că OM e înălțime mediană vizitoare. Nu, am în. Am în. Și OM și OM. Nu din piciorul tău, dar din piciorul tău. Da, da, da. Ca să facem pe urmă, trebuie să facem gata acolo. Da, Cristi. Te rog. Mie mi-ar arată fi perfect. Da. Apoi nu e eroare. Și dau ok. Și dau ok. Să vedeți cum că el e subțin. Da, da. De-a fi zic acolo, zice, vă fi bun. E aici, piciorul perpendicular. E și una care vorbea cu din la. Și atunci am văzut, nu? Conform să vedeți că este perpendicular. Perpendicular, nu am muncit. Bă, că ești. Vrei să vă găsiți de ce? Mirona. Hai, vine și citește aici. Maria, ești la Maria. Hai, du-te la mine. Hai, du-te la față. Vă mulțumim că ați cam iată să plătim.